Astăzi, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că toți administratorii și președinții de asociații, indiferent dacă au obținut atestat de la primărie sau nu, vor trebui să urmeze cursuri de calificare. Această decizie importantă a fost luată după ce mai mulți cetățeni au plătit cu sfințenie întreținerea și au fost furați de administratori. Persoanele fizice atestate în prezent pentru funcția de administrator de bloc vor trebui să obțină un certificat de calificare profesională dacă nu au deja unul, prevede un act normativ aplicabil din septembrie 2018. Practic, această condiție va fi obligatorie pentru ca administratorii să-și păstreze funcția și după intrarea în vigoare a viitoarei legi a asociațiilor de proprietari. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, susține această lege, toate acestea fiind în beneficiul cetățenilor. Vreau să atac un subiect destul de sensibil în municipiu și este legat de administratorii de asociații. Un subiect sensibil pentru că am avut destul de multe probleme cu o parte din acești președinți și administratori de asociații și încercăm prin ceea ce facem la primărie, să-i și ajutăm, dar în același timp să și separăm grâul de neghină, pentru că o parte din acești administratori nu și-au făcut datoria, au înșelat și sunt dosare penale au asociațiile, locatarii. În acest moment aplicăm legea, de fapt, și prin această lege toți administratorii și președinții de asociații sunt obligați să facă cursuri, așa ne obligă legea, cursuri prin care să își asume și să învețe ceea ce au de făcut în asociațiile de locatari. Noi nu putem impune asociațiilor de locatari pe cine să aleagă. Deci pot să aleagă oameni din interiorul asociației, pot să aleagă și din afară, dar din acest an sunt obligați și primăria va avea grijă ca orice administrator de asociație, președinte de asociație să facă aceste cursuri, care îi și ajută, îi inspiră, îi sprijină să știe ce are de făcut, ce au de făcut în interiorul asociației, să respecte legea, dar în același timp le dau și idei cum ce ar trebui să facă, cum ar trebui să facă. Cine nu va face aceste cursuri, vom aplica amenzi între 2.500 și 5.000 de lei. Potrivit noii legi, certificatul de calificare profesională va reprezenta actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a fi administrator de bloc. Am avut administratori care au băgat mâna în banii cetățenilor, administratori care nu și-au plătit la timp, chiar dacă cetățenii au plătit utilitățile. Am avut cu spaiet aceste probleme, care au încărcat facturile cetățenilor, sunt, pentru că mulți dintre ei, nu știu, e obligatoriu astăzi să aibă o facultate? Nu cred. Nu. Deci poți să pui pe oricine și cu 4 clase. Dacă asociația decide sau cetățenii decid, poți să pui pe oricine, dar eu zic că este important și cetățenii, am și discutat cu o parte din cei care au avut probleme, trebuie să știe exact pe cine aleg și cum aleg. Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a mai stabilit faptul că primii care vor decide în privința președinților și administratorilor de asociație sunt cetățenii. Asociațiile de proprietari am găsit multe disfuncționalități, în sensul că erau președinți care erau și administratori, renunțaseră la cenzor, ceea ce este complet ilegal. Cam 6 luni de zile vom încerca să îi ajutăm, să prevenim tot felul de sincope, iar după 6 luni de zile, termen în care pot să-și facă și acest curs de administrator condominii, care este obligatoriu pentru administrator și opțional pentru președinte. De ce pentru președinte? Ca să știe efectiv ce poate controla la administrator și la fel să pună actele la dispoziția cenzurilor, care este primul control din asociație. Ce, într-adevăr, în ultima perioadă, dacă ați observat la 2 asociații mari care au avut probleme, BV și Asociația 98, au fost schimbări majore, s-au schimbat atât președintele cât și organizarea financiar-contabilă și rezultatele s-au văzut în aproximativ o lună de zile, au început să se facă plăți și către SPAET cât și către ceilalți furnizori. Vom continua la fel acolo unde sunt probleme.
Unde nu sunt probleme, încercăm să-i ajutăm să prevenim astfel de acte și să nu existe pe viitor astfel de probleme. Vorbim de aproximativ 200 de administratori care trebuie să ajungă cu studiile la zi conform legii 196 din 2018. Îi ajutăm, se vor ține cursurile în oraș, dacă până acum trebuia să meargă la Timișoara, Craiova sau București, în această perioadă pot să vină în legalitate într-o beta turnul Severin. După cum stabilește legea numărul 196 din 2018, administratorii își pot dovedi calificarea profesională cu certificatul de calificare. Acest certificat se obține după parcurgerea unui curs de școlarizare și formare cu o durată de 720 de ore. Sunt necesare 240 de ore de teorie și 480 de practică. Persoanele care nu întrunesc aceste condiții nu vor mai putea ocupa funcția de administrator.